Bună dimineața și bine ați venit la un nou webinar organizat de compania Man & Machine România. Eu sunt Mircea Nicolau și în această dimineață o să vă prezint webinarul cu titlul Importul coordonatelor geografice din Civil 3D în Revit. O să încep întâi cu o scurtă prezentare. În urmă cu ceva timp am ținut un webinar tot despre coordonate locale. De data asta a fost coordonatele locale folosite în aplicația Civil 3D, în care am prezentat cum se poate seta un fișier, cum să aduc coordonatele locale stereo 70, în cazul nostru, pentru că lucrăm în România. Cum să pot exporta coordonatele, cum să poate aduce o lucrare și așa mai departe. Bineînțeles că am discutat un pic și despre partea de shape-uri, fișiere de tip shape, în care ne putem exporta, bineînțeles, anumite lucrări în alte tipuri de coordonate și să le introducem într-un fișier de lucru în care putem să facem o conversie dintr-un sistem de coordonate altul decât cel în care vrem să lucrăm, în cel în care vrem să lucrăm. Ok, o să trecem la acest panou în care avem în imaginea din față aplicația Civil 3D și mai jos Revit. Civil 3D, aș putea să vă spun că are o bibliotecă extinsă de sisteme de coordonate. Cred că aș putea să spun că cuprinde toate sistemele de coordonate din această lume. Poate manevra date care sunt la o mare depărtare de desenul sau proiectul original. Mai permite generarea suprafețelor georeferențiate. Suplimentar, după ce ne-am setat sistemul de coordonate, putem să ne aducem în spate, să ne atașăm harta Bing. Poate fi activată ca o unealtă de referință și în acest fel va ajuta la verificarea proiectului cu realitatea din teren. Revit, în schimb, știm foarte bine că este o aplicație pentru proiectare și modelare tridimensională, în care putem să facem și partea de armări. Nu o să facem treaba asta astăzi. O să vă spun ce nu are Revit în situația de față. Revit nu vine la un pachet cu un sistem de coordonate. Bineînțeles că nu poate gestiona date ce sunt la mare depărtare față de punctul de origine al desenului. Prin urmare, cei de la Autodesk s-au gândit că cel mai bine ar fi ca cele două aplicații, Civil 3D și Revit, să colaboreze, mă rog, să poată fi uneltele perfecte de colaborare între inginerii specialiști în lucrări de infrastructură liniară și, bineînțeles, inginerii specialiști în lucrări de clădiri. Avem aici partea de Revit. Știm că Revit are un plan de lucru de până la maxim 32 de kilometri. Mai știm că utilizează două puncte de referință, acestea două pe care le vedeți, Project Base Point și Survey Point-ul. Project Base Point-ul sau punctul de referință al proiectului ajută la coordonarea în cadrul modelului, iar survey point-ul sau picheta, aș putea să-l denumesc, practic leagă modelul creat în Revit de lumea reală cu ajutorul unui sistem de coordonate impus. O să și vedem cum se poate face această etapă. Ok, ca să ajungem să ne aducem un sistem de coordonate, bineînțeles că avem nevoie de niște aplicații. Aceste aplicații sunt gratuite.
Aceste aplicații sunt de tip add-on-uri. Add-on-uri care se instalează peste aplicația atât Civil 3D cât și aplicația Revit. Unde le putem găsi pe acestea? Păi, bineînțeles că le putem găsi pe contul de unde avem licența. Și în cazul de față, cum vedem acolo Civil 3D, putem căuta la fel și Revit. Și avem un buton numit Updates and Add-ons, de unde putem să ne găsim aplicațiile de tip add-on pe care le putem instala atât peste Revit cât și peste Civil 3D. În cazul de față, aplicațiile despre care discutăm astăzi sunt acela încercuit, este de fapt Shared Reference Point, în cazul de față pentru Civil 3D. Ce trebuie să faceți este să îl descărcați și, bineînțeles, să-l instalați. Dacă sunteți utilizatori atât de Civil 3D cât și de Revit, vă sunt necesare ambele add-on-uri, atât pentru Revit cât și pentru Civil 3D. Pentru că fără aceste add-on-uri, fără aceste aplicații suplimentare, exportul și importul sistemelor de coordonate din Civil în Revit nu va putea fi făcut. Shared Reference Points Tools pentru Civil 3D. În cazul de față, utilizatorul selectează un punct de pe planul de situație, să zicem, are un perimetru al unei lucrări. Acel punct va fi distribuit între Civil și Revit. Al doilea punct selectat, de fapt, sunt obligatorii de selectat două puncte. Primul punct reprezintă X, Y și Z. Și al doilea punct reprezintă tot X, Y și Z, numai că va determina unghiul de rotație al modelului pentru Revit. Informația este după aceea preluată. Am spus că odată a instalat aplicația, o să o regăsim în tabul Prospector din Civil 3D, pentru cei care cunosc aplicația Civil 3D. Și se numește Export Share Reference. Informația este preluată am spus, prin intermediul unui fișier de tip XML. Acest fișier XML nu are o dimensiune mare, vorbim de câțiva kilobytes. Iar fișierul acesta XML este apoi importat în Revit în punctul Survey Point sau Picket. Astfel se aduc cele două puncte de referință în modelul nostru de lucru și, bineînțeles, se face setarea sistemului de coordonate. După cum vedem aici, în imaginea din fața dumneavoastră, vedem add-on-ul acesta, iar când vom exporta, ne va apărea această casetă unde putem să setăm unitățile de măsură în care lucrăm. Dacă vorbim de lucrări de infrastructură, le setăm în metri. Evident că și în Revit putem să ne setăm ce unități de măsură vrem sau vrem să lucrăm. O altă informație importantă este acel Z sau cota. Trebuie să țineți cont că dacă faceți o selecție, să zicem, selectăm două puncte, cele două puncte, atât unghiul static, cât și punctul static, cât și punctul pentru unghiul de rotație, trebuie să țineți cont că geometria după care faceți selecția trebuie să conțină acel Z. În cazul de față avem o cotă de 32 de metri. Dacă este 0, el va aduce suprafața respectivă în Revit, sistemul de coordonate, dar nu îl va aduce la cota dorită. Și atunci veți fi cumva decalați și este foarte bine să știți că trebuie să vă setați de la bun început sistemul de referință. În Revit, în schimb, odată instalată aplicația Shared Reference Points, în acest tab pe care îl vedem în imagine, avem butonul Import Share Coordinates. Mai jos vedem ce conține acel fișier XML pe care îl vom aduce în Revit.
Iar în partea dreaptă, ceea ce vedem aici, pe lângă sistemul de coordonate pe care noi îl setăm pe modelul din Revit, putem să ne aducem și ridicarea topo, să zicem, modelul digital al terenului real, cât și cel proiectat pe acel DTM real, pe acea ridicare topo. Dar ca să pot să o aduc în Revit, voi avea nevoie de platforma Cloud BIM 360 și, bineînțeles, de un alt add-on, o altă aplicație add-on numită Autodesk Desktop Connector, care va permite, practic, transferul fișierelor către platforma Cloud BIM 360. Făcând această operațiune, veți avea ridicarea topo în Revit. Mesajul de aici, în momentul când am exportat suprafața, am publicat-o, că așa se numește publish surface. Când publicăm suprafața, ne va da acest mesaj în care spune că a fost fieruit cu succes în cloud. În schimb, o să ne apară din când în când acest mesaj de eroare. Asta când vrem să importăm acea topometrie sau acea ridicare. Asta nu înseamnă că ați greșit ceva. Nu. De obicei, când am observat eu cum mi se întâmplă chestia asta, era de la faptul că trebuia închis aplicația Revit și da niște refresh-uri în platformă, astfel încât să se facă conexiunea în regulă. Și bineînțeles că după ce redeschideți aplicația Revit, vă veți putea conecta cu succes la acel link, aducându-vi-l în cadrul modelului de lucru din Revit. La Publish to Surface, această fereastră va apărea la Revit. Aceasta apare la Civil 3D, când vrem să publicăm suprafețele pe care le avem gata proiectate, fie că vorbim de un teren natural, o suprafață naturală, cât și cele proiectate pe care le putem observa aici. Și am spus că în platforma BIM 360 cu ajutorul aplicației add-on-ului, de fapt, Desktop Connector, se creează practic un folder virtual pe calculatorul dumneavoastră în care vom putea atașa sau pune fișiere de lucru, că vorbim de fișiere DVG sau IFC sau Revit și așa mai departe, și acelea vor fi automat urcate în sistemul, în mediul cloud, în BIM 360. Odată ce suprafața a fost procesată și încărcată în BIM 360, aceasta poate fi folosită ca link în modelul Revit, cum vedem în imagine de aici. Nu trebuie decât să selectăm suprafața pe care vreau să o aduc, link, iar la categoria Manage Links din Revit putem să vedem exact dacă s-a adus acea suprafață. Ce trebuie să țineți minte și să luați ca informație importantă este că deja poți face o ridicare topo și dai publicare în Revit, în BIM 360 și încerci să o aduci în Revit din platforma BIM 360 dacă nu aveți setat sistemul de coordonate. Fără acel sistem de coordonate nu o să aveți, utilizatorul de Revit nu va avea parte nici de ridicarea topo, fie proiectată, fie cea naturală. Dacă utilizatorul de Civil 3D, în schimb, face modificări pe suprafață sau pe suprafețele pe care le are și le-a publicat cu ceva timp în urmă în platforma BIM 360, astfel încât utilizatorii de Revit să aibă acces la terenul natural sau cel pe care vor să proiecteze și să construiască clădirea. Dacă utilizatorii de Civil vor face modificări, probabil că vă gândiți că se pot actualiza. Se pot actualiza, dar se face manual, adică utilizatorul de Civil 3D
trebuie să dea din nou publish asupra feței. Bineînțeles că se va rescrie fișierul în versionări, cum vedem aici. Va fi practic cu aceeași denumire, dar cu versiunea 1, 2, 3, în cazul de față va fi 4. Utilizatorul, în schimb de Revit, nu trebuie decât să dea reload la acel link pe care deja îl are inclus în modelul de lucru. Astfel, modelul se va actualiza rapid. Ok, o să trec un pic și la partea de Revit și Civil. Puțin, așa. În cazul de față avem o ridicare topo, naturală, avem un pod, avem un drum, și avem o platformă. Noi ne interesează această platformă. Platforma arată cam așa. Și să zicem că pe această platformă vrem să ne folosim de aceste amprente pentru cei care folosesc Revit, pentru inginerii structuriști sau arhitecți, care vor să știe foarte bine care este perimetrul lucrării, care este cota, care sunt coordonatele. Și am spus că la categoria din Toolspace avem tabul Toolbox, unde aici vom găsi acest butonel, unde putem să dăm execute și nu facem altceva decât selectăm primul punct și selectăm un al doilea punct, cum am spus, unghiul de rotație și mi-apare această casetă. Mai devreme v-am spus că avem și coordonatele, pardon, avem cota. Dacă mă uit pe acest fișier, să văd cum pot eu să... Așa. O să observ că am elevația 32. Nu o să mai intru în detalii în care să spun că pot să le convertesc în feature line-uri și pot să atribui cote separate. Vreau să țineți cont de un aspect, că în momentul în care vom avea cote diferite, adică să zicem aici avem 32 și aici 31 sau 0, acest fișier nu va putea fi exportat. La fel și aici, să zicem, am zis așa că voi pleca de aici, aici, dau OK și bineînțeles eu asta deja l-am mai exportat odată, am zis primul sistem de coordonate, cel I cu I notat aici S70, vine de la Stereo 70 și I am zis eu l-am denumit ca fiind înclinat, iar aici drept, reprezentând cel de aici. De reținut este dacă sunt doi ingineri care folosesc, unul folosește Civil, celălalt Revit și inginerul de Revit sau arhitectul are nevoie de această suprafață, sau mai bine zis, de aceste coordonate, este important să știe care a fost traseul pe care l-a ales inginerul de Civil să exporte. A mers pe orizontal sau pe vertical. Pentru că dacă el va merge pe vertical și în Revit o va lua pe orizontal cu traseul, evident că lucrarea va fi rotită, dar nu lucrarea cât terenul natural. Acum o să mergem puțin și în Revit. Hai să vedem ce avem aici. Avem fără teren. În cazul de față avem o clădire, arată în maniera aceasta. Da, nu știu de ce nu se vede în film. Ce este de important este de reținut aceste coordonate pe care le vedem. Sunt negative, elevația este de 5. Și am spus în felul următor că este important felul cum aducem sistemul de coordonate. Și la tabul Adins
Vom avea acest buton numit Import Share Coordinates. Nu mi-apare nimic decât încearcă să-mi identifice vertex pe care eu îi voi selecta de o parte și de cealaltă. În acest fel, îmi va aduce această imagine. Și am voi selecta, să spunem, sistemul de coordonate 70 înclinat. E sigur că vrei să crezi, vei avea acest mesaj, că și că ne va spune că sistemul a fost importat cu succes. Până acum e totul bine și frumos. Am făcut operațiunea aceasta. Ce ar mai trebui de făcut este, bineînțeles, setarea unităților odată. Să ne setăm în cazul de față, eu am lucrat în metri, mi-l setez în metri. Și location. La location, la site, mi-l fac pe acesta pe care îl și văd aici, odată sistemul de referință normal, cel din Revit, iar pe acesta îi zic make current. Ok. Și după cum vedem, îmi aduce automat și terenul. Bine, terenul este pentru că a fost inițial importat de mine. Dacă vreau să rotesc după nord, rotesc și dacă mă uit aici și cum să fac eu să se vadă mai bine, o să observ că până și sistemul de coordonate este la fel, exceptând elevația. De ce nu am elevația 32? Pentru că eu am trasat o linie. El nu va putea, cum să zic, ce vedem aici, primul contur, ar reprezenta începutul axelor mele, adică cel de aici reprezintă axa aceasta și intersecția axelor nu este ca în AutoCAD sau Civil sau orice platformă de desenare Autodesk, nu poate să-mi selecteze intersecția a două axe. Și atunci am trasat o linie dintr-un punct în celălalt. Numai că am trasat-o în modelul site, unde aveam deja stâlpii și pereții desenați. Dacă mă duc în schimb, zicem pe south, o să văd că elevația este corectă, cât din nou sistemul de coordonate este acel de aici. La fel și aici, dacă aș vrea să setez sistemul de coordonate, mă duc înapoi pe site, o să-i dau înapoi Project North și să zicem că vreau să-i schimb din nou sistemul de coordonate. O să merg de data asta vertical. Și iau pe cel cu D reprezentând drept. Mă rog, trebuie să-i zic eu la fel. La fel. Manage, location, site. Și în acesta pot să-l fac make current. Și deja mi-a mutat geometria. Dacă ne uităm și la insert aici la Manage Links, văd deja că platforma mea este încărcată. Dacă aș face o modificare pe platformă, pe platforma aceasta, ar trebui să o încarc în BIM 360 din interiorul Civil și bineînțeles îi dau un reload. Și să spunem că avem acest sistem de coordonate. O să mă setez înapoi pe cel unghiular. Pe current. Ok. Project North. True North.
Ok, să vedem. Va arăta în maniera aceasta. Este o clădire într-adevăr neterminată. Ideea nu era să termin clădirea. Să zicem că suntem la un stadiu de execuție în care vedem cât s-a executat și cum s-a executat lucrarea. E, acum ar fi colaborarea înapoi către Civil 3D. Păi, știți foarte bine că avem opțiunea de exportare. O să-l exportăm într-un DVG. Mă interesează solid. Și unitățile de măsură să fie metri și, bineînțeles, sistemul de bază, coordonatele de bază, să fie șeruit, nu project internal. Ok? Next. Și bineînțeles că îmi caut webinarul meu de aici și să-i zicem clădire. Ok. În momentul de față o să-mi facă un desen AutoCAD pe care o să-l pot atașa aici. Și să zicem XRef. O să-l adaug ca referință. Open. O să observăm că toate unitățile de măsură sunt la fel în metri. Și dacă să observăm, vedem că geometria noastră a venit perfect pe terenul predefinit sau platforma pe care am proiectat-o. O secundă. Și vedem că vine exact ca cel din Revit. O să mă rotesc și cu ea. Și în acest fel, colaborarea dintre inginerii structuriști, arhitecți și inginerii de infrastructură ar putea fi fluxul perfect. Colaborarea dintre toți trei. Astfel încât coordonarea dintre ei să fie perfectă. Toate acestea sunt utile ca să nu se întâmple imagini ca cele din poze, să devenim nevrotici și să ajungem în situația ca domnul de mai jos să spargem monitorul. Concluziile sunt că avem nevoie de Shared Reference Points, tools pentru Civil 3D, cât și pentru Revit. Iar dacă vrem să aducem și terenul în Revit, avem nevoie de platforma BIM 360 și de add-on-ul Desktop Connector, Autodesk Desktop Connector. Dacă nu, oricum, primele două sunt oricum importante, este suficient doar să vă aduceți sistemul de coordonate în Revit și să puteți colabora perfect cu inginerii de infrastructură. Acesta a fost webinarul meu pe ziua de astăzi. Eu sunt Mircea Nicolau și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Până data viitoare, vă doresc proiectare ușoară și plăcută. La revedere!